Am revenit, dragi prieteni, aici în studioul Metropola TV și mai avem o scurtă povestioară despre celebrul Constantin Brâncuși, care se spune că la momentul în care l-a cunoscut pe marele Picasso, acesta l-a întrebat de unde vii, iar el i-a spus din România. Moment în care Picasso a avut o ezitare și ar fi spus: a, lume bună, nobilime astăzi la masă. Astăzi facem trecerea, Ionuț, către basket. Îl avem alături de noi pe Lucas Tohătan, membru în echipa CSO voluntar de basket, dar și convocat în numeroase rânduri la lotul național. Bine ai venit, Lucas, alături de noi și la mulți ani! Bună seara, mulțumesc pentru invitație și la mulți ani tuturor românilor de pretutindere. Știi foarte bine, astăzi vorbim despre mândria de a fi român și tu ai simțit-o din plin prin profesia pe care o ai, privilegiat fiind sportiv de performanță, și prin convocarea, cred că prima la lotul național de juniori, zic bine? Da, prima mea convocare la lotul național a fost, cred că, la 15 ani. Am fost convocat la lotul cu un an mai mare decât mine și am fost, țin minte și acum, am fost foarte entuziasmat și plin de emoții și... pot spune că mă consider norocos că am trecut prin toate aceste etape și prin aceste experiențe de la lotul național. Îți mai aduce aminte prima partidă, chiar și pentru reprezentativa de juniori, când ai îmbrăcat tricoul echipei naționale, Lucas? Chiar prima partidă nu țin minte, țin minte unde a fost organizat tot turneul, a fost în Macedonia. A fost un turneu foarte greu, cu echipe și țări foarte puternice. Cred că am ieșit locul 9 sau 8, cred că 9 am fost și a fost o experiență chiar plăcută. Ce înseamnă pentru tine, Lucas, momentul în care ți se cântă imnul național? Pentru că avem contexte foarte puține în care imnul este cântat unor oameni, știm foarte bine, dincolo de armată și altfel de evenimente, sportivilor li se cântă cel mai des imnul. În primul rând este o mândrie că poți să-ți reprezinți țara. Toată România, teoretic, se uită la tine, te urmărește și ai un sentiment atât de bun și de pozitiv când iei tricoul naționalei pe tine. Iar să arăți tot ce poți și tot ce știi pentru România în teren, în momentele respective, poate fi decât o onoare. Vreau să te întreb, cum ajungeau la tinerii juniori informația că vor reprezenta România la lotul național? Venea un antrenor și vă spunea: știi, am primit o telegramă de la Federație, voi urmează să faceți parte din lot. Cum ajungea această informație la voi și dacă, mai ales, informația era transmisă la nivelul întregului grup, de unde făceai parte ca echipă de club, sau pur și simplu primeai tu informația singur? La junior se trimitea o convocare clubului, iar antrenorul sau președintele clubului venea și te anunța: uite, ai fost convocat, trebuie să te prezinți acolo. Deja la seniori primește și clubul o convocare și primim și noi pe mail. Iar de acolo se dă știrea mai departe. Unde sunt mai mari emoțiile, Lucas? În momentul în care reprezinți țara sub egida lotului național sau în momentul în care joci cu echipa ta în cupele europene? E o întrebare foarte bună. Cred că joc cu atât de multă pasiune și îmi place acest sport atât de mult, încât înainte de fiecare meci am un pic de emoție sau aștept cu nerăbdare să fiu pe teren. Așa că aș putea spune că în ambele părți sunt la fel de entuziasmat. Vreau să te întreb, practic, a fost un sezon european cu voluntari. În momentul în care ieși cu echipa ta de club în afara granițelor, s-a întâmplat vreodată în istoria ta să te prindă o competiție, fie europeană sau poate chiar una, cum a fost cea din Macedonia, în preajma zilei naționale sau, de ce nu, chiar de Ziua Națională a României, să fii nevoit să petreci cu grupul, cu echipa? Nu, din păcate nu, deoarece majoritatea ferestrelor sunt... Mai nou sunt și în noiembrie și în februarie, dar majoritatea au fost în vară. Și deci este norocos să aliți că... Exact, printre norocoși. Exact, petrece Ziua Națională așa cum ar trebui toată lumea să o petreacă, în familie sau, de ce nu, cu cei apropiați și poate chiar la paradă. Apropo de paradă, ai fost vreodată, Lucas? Nu am apucat să mă duc niciodată și chiar mi-aș fi dorit, dar sper că la anul reușesc să ajung. Am văzut că în această dimineață parada a fost impresionantă, ca în fiecare an, și cu siguranță avem o zi care merită sărbătorită ca atare. Și Cei care știu despre mine faptul că eu sunt o mare pasionată în domeniul culinar, vreau să te întreb dacă mănânci ceva special de ziua României. Știu că, nu știu, poate fasole sau ceva care îți place, te abați un pic de la dieta strictă de sportiv? Uite, acum că ai spus, s-ar putea să-mi comand niște sarmale astăzi. E, vezi, am deschis un drum pe calea aceasta pentru tine astăzi. Îți aduce aminte de când erai mic, cum sărbătoreai această zi? Poate la școală, știu că se făceau anumite La școală aveam tot felul de activități. Toată lumea ne spunea să fim mândri, să ne bucurăm de această zi și așa mai departe. Dar de obicei în familie. Asta era ziua națională pentru mine. Era prilej ca familia să se strângă în jurul mesei. Da, bineînțeles, da. Uite, și am văzut de foarte multe ori sportivi care au reprezentat România la diferite competiții, trăiau cu tricolorul pe umeri, pe piept, îl țineau strâns. Ți s-a întâmplat la vreo competiție, nu neapărat de basket, în care reprezentativa țării noastre să participe, să ai o astfel de situație, un astfel de moment în care să strângi tricolorul și să spui haideți, acum trebuie să reușim? Au fost câteva momente în timpul meciurilor foarte strânse cu lotul național, în care toți ne doream victoria foarte tare și eram acolo totul pentru România. Sunt momente pe care nu le voi uita niciodată. Simți că e o încununare a muncii tale, faptul că ești convocat la echipa națională de basket? Cu siguranță. Este cumva... Prin asta se vede rodul muncii mele și pot să spun doar că am avut parte și de noroc și multă muncă și toate acestea s-au adunat și sunt unde sunt acum. Este o generație tânără la echipa națională în momentul de față, se schimbă. Crezi că mai putem deveni ceea ce am fost odată în basketul mondial? Pentru că România era obișnuită să fie prezentă la cele mai importante competiții internaționale. Cum ai spus, echipa națională. Exact, cum ai spus și tu, acum este schimbarea de la o generație mai bătrână la una mai tânără. Cu siguranță cu foarte multă muncă. Avem un drum foarte lung înainte, dar cu multă muncă putem ajunge din nou pe o pantă cât mai ascendentă, să spun. Care ar fi dorința ta cea mai mare, obiectivul cel mai înalt de atins, atât poate la echipa de club cât și la echipa națională? La ce competiție ți-ar plăcea să ajungi să participi? Ideea mea ca sportiv a fost tot timpul să joc în Europa, să joc la un nivel cât mai înalt, atât cu echipa națională cât și cu echipa de club. Și îmi doresc foarte mult să ajungem să ne calificăm cu lotul național mai departe și să ajungem să ne batem cu nume mari precum Spania, Germania și așa mai departe. Putem oare să ajungem vreodată să mai prindem o medalie la un turneu final cu echipa națională? Sau, mai bine zis, uitându-ne puțin într-un interval de timp, cât crezi că ar fi nevoie pentru ca echipa națională să capete acea experiență și omogenitate de care avem nevoie să ne batem cu granzii din basketul mondial? Este foarte greu de spus, pentru că este un proces continuu, un proces de lungă durată, basketul evoluează mereu, dar cred că pe o perioadă mai lungă de timp putem să ajungem să îndeplinim multe obiective și obiective importante ale noastre. Dacă am vorbi în câteva cuvinte, ce înseamnă pentru tine România, Lucas? Mândrie. În primul rând trebuie să fim mândri că suntem români, trebuie să fim mândri că putem și avem ocazia să ne reprezentăm țara și, de ce nu, să lăsăm o impresie cât mai bună în Europa despre tot ce înseamnă performanță și tot ce înseamnă ideea de a fi român. Și dacă tot ai spus de Europa și de ceea ce îți dorești tu din punct de vedere atât cu echipa de club cât și cu echipa națională, după ce îți vei îndeplini aceste obiective, gândul tău merge către o echipă europeană la care vrea să participi, să joci pentru ea? Cu siguranță. Drumul meu în basket a fost luat pas cu pas. Am început de mai jos și am urcat ușor, ușor. Acum am ajuns să joc la voluntari și sunt bucuros pentru acest fapt. Dar la un moment dat sunt convins că voi face pasul în afară și voi ajunge să joc la o echipă în afara țării. Bun. Și, Lucas, o urare scurtă pentru cei de acasă, pentru românii care sărbătoresc astăzi ziua națională? Să fie cât mai fericiți, cât mai sănătoși și să se bucure de această zi minunată a României. Îți mulțumim tare mult, Lucas. Ionuț, rândul poveștilor noastre continuă astăzi și am înțeles că ai ceva foarte interesant, tot despre echipa națională, de data aceasta tot de fotbal. Da, Alice, pentru că ne aflăm în plină desfășurare a Campionatului Mondial din Qatar 2022. Este o poveste interesantă despre prima ediție a Campionatului Mondial, găzduită de Uruguay, campioană olimpică în 1924 și 1928 la acea vreme, a fost aleasă să găzduiască această ediție și este un aspect important pentru că era un turneu final de campionat mondial care inițial avea doar 9 echipe. Distanța față de Europa a Uruguayului era un impediment pentru cei care doreau să participe acolo și un aspect interesant este faptul că intervenția regelui Carol al II-lea a facilitat prezența României acolo printr-un decret de rege, printr-un decret regal, a stabilit că fotbaliștii care erau angajați la vremea aceea să fie scutiți de la munca la care erau angajați timp de 3 luni, cu posibilitate, bineînțeles, de a-și dobândi locul de muncă în momentul în care reveneau de la campionatul mondial din Uruguay. Și mi-ai spus că biletele erau foarte scumpe pentru ca ei să ajungă și ce au făcut ai noștri? Le-au vândut ca să-și ia ceva mai bun? Exact. Tot regele le-a asigurat transportul la vagon cușetă și pentru că în vremurile acelea nu s-a dorit să se ducă fiecare cu ceea ce aveau din punct de vedere al vestimentației, au vândut biletele de la cușetă și cu diferența de bani față de clasa a doua unde și-au luat bilete și-au cumpărat toți costume pentru ca România să arate bine în Uruguay 1930. Inventiv și descurcăreți băieții noștri, ei bine, putem să trecem mai departe și să îi avem alături de noi pe ceilalți invitați. Președintele Federației Române de Kempo, Amato Zaharia, și cei 3 fii ai săi, Yani, Yamato și Timon, alături de noi. Bine ați venit, dragilor, și voi știu că reprezentați România pe distanțe foarte, foarte lungi. Acum e mai simplu, se poate merge cu avionul. Cu siguranță. Mulțumim pentru invitație, bine v-am găsit. La mulți ani pentru cei care și-au sărbătorit ei ieri ziua de Sfântul Andrei și Andreea. La mulți ani pentru ziua de astăzi. Ce să vă spun, avem și noi un Andrei în familie, Yamato este și Andrei. La mulți ani, Yamato. Așa că l-am sărbătorit cumva așa mai restrâns și pe el ieri. Și ne bucurăm cu toții de ziua de astăzi. Ce înseamnă pentru dumneavoastră ca sportivi, domnule Amato, o astfel de zi care până la urmă reunește toți românii de pretutindeni? Păi ca dovadă noi am venit în culorile naționalei. Este o sărbătoare foarte importantă pentru tot sportul românesc și pentru toți sportivii. Noi știm foarte bine că cei mai buni ambasadori, așa cum se spune la nivel internațional, sunt sportivii. Noi mergem la foarte multe competiții, întotdeauna cu steagul României pe noi și mai ales atunci când unul dintre noi urcă pe podium, este cu atât mai emoționant și mai frumos. Și știu despre băieții dumneavoastră și despre dumneavoastră că urcați foarte des pe podium reprezentând România. Iani, uite, o să încep cu tine și vreau să te întreb care a fost momentul în care te-ai simțit cel mai mândru că ești român, în momentul în care locul 1 a fost sub tricolorul României. Fiecare campionat are nivelul ei de dificultate ridicat. Eu mereu am luptat cu steagul pe mine, mereu am fost mândru că sunt român și de fiecare dată am urcat pe podium pe locul 1, cu steagul pe mine, pe locul 2 și pe locul 3. Mereu am avut acest sentiment de mândrie în mine că pot să port steagul cât mai sus. Practic, în momentul în care îți cântă imnul ca sportiv, în momentul acela ești cu siguranță medaliat cu aur, nu? Da, este un sentiment foarte frumos pe care numai sportivii, știu eu, pot să-l înțeleg atunci când sunt pe podium. Și cei care simt românește, pentru că chiar dacă sportivii urcă pe podium, sunt milioane de oameni acasă care ne urmăresc și care și ei la rândul lor sunt mândri pentru rezultatele noastre și pentru faptul că steagul României este pe podiumul mondial sau european după caz. Sperăm noi la un moment dat și la Jocurile Olimpice. Timon, ești dintre cei mai tineri din familia ta și cu siguranță știi foarte bine ce înseamnă să fii învingător. Ce înseamnă pentru tine momentul în care știi că trebuie să mergi la o competiție? Păi, să fii învingător în primul rând înseamnă să îți respecti adversarul cu care te lupți și să fii victorios înseamnă să îți placă de unde vii, să iubești acea țară în care te-ai născut. Foarte frumos spus, Alice, de la un tânăr care cu siguranță va auzi de foarte multe ori imnul național pe cele mai înalte trepte ale podiumului și te m-aș îndrepta și pe Andrei pentru că el este campion, știe foarte bine ceea ce înseamnă. Ți s-a întâmplat să ai o competiție care să se desfășoare în afara țării de Ziua Națională a României? Se trăiește altfel Ziua Națională atunci când nu te afli în propria ta țară, Andrei? Nu mi s-a întâmplat niciodată să fiu plecat din țară de ziua națională la o competiție. În schimb, am fost participant la o emisiune și ziua națională ne-a prins acolo, departe de casă, și au fost niște sentimente intense, să spun așa, când ne gândeam ce face familia, cum sărbătoresc toți românii. Și simțeam acel lucru pe care îl simt cei care sunt plecați în străinătate, la muncă, și nu pot să fie alături de familie în cele mai importante momente. Dar la o competiție când te-ai simțit, Andrei, o să spunem așa astăzi, pentru că cred că mai rar li se întâmplă, nu-i așa, să-i se spună Andrei? Mai niciodată. Astăzi îți spunem Andrei Yamato. A fost sărbătoritul de ieri. Păi tocmai de asta am și ales acest apelativ. Spune-mi, te rog, când te-ai simțit cel mai mândru că ești român? Mă simt mândru că sunt român de fiecare dată când intru într-o competiție, de fiecare dată când plec afară și spun că sunt din România. Dar cel mai important moment este atunci când sunt pe prima treaptă a podiumului, iar pe locul 2 și pe locul 3 sunt țări din Rusia și America, țări mult mai importante din punct de vedere financiar, al evoluției sportului și așa mai departe. Iar eu mă simt mândru că vin dintr-o țară mică, cum este România, și pot să-i privesc așa de sus, superior. Și bineînțeles, după fiecare victorie a ta, să sărbătorești așa cum se cuvine. Românește. Exact. Normal, cu horă, cu voie bună și așa mai departe. Bine, câteodată sărbătorim și americanește, ca să spun așa, adică în funcție de zona unde ne aflăm, avem modul nostru de a ne bucura. Ultima dată, cred că am fost pe un iaht în Miami. Am văzut filmările și toate fotografiile. Da, am făcut o chetă, am arvunit și pensia pe care o să o iau peste vreo 10-15 ani. Am făcut plata în avans și sigur că da, ne simțim foarte bine atunci când câștigăm și din fericire avem întotdeauna motive de bucurie. Adică sportivii noștri și inclusiv cei trei care se află aici în platou îmi dau motive de bucurie foarte des. Și bănuiesc că și de mândrie, cu atât mai mult că sunt copiii dumneavoastră. N-am vrut să o spun ca să nu-și ia în cap, dar da. Am spus-o eu, că acum, într-o zi de sărbătoare, merită. Domnule Zaharia, se tem ceilalți de România în sportul pe care dumneavoastră îl reprezentați cu atât de mare bucurie? Dacă în urmă cu 15-20 de ani ne priveau superior, se uitau puțin de sus la noi, țările din fostul bloc sovietic chiar mai mult se uitau superior la noi și aveau și motive, pentru că acum vreo 15-17 ani, la o competiție în Sankt Petersburg, ajunși în final, am câștigat toate meciurile și am ajuns în finală cu echipa Rusiei și n-am câștigat niciun meci. Adică ne-au bătut la 0 în finală, după care an de an am progresat, am crescut, iar acum de câte ori un sportiv puternic vede că are ca adversar un sportiv din România, întotdeauna are emoții și își pune mari probleme dacă va câștiga sau nu. Și, într-adevăr, suntem priviți cu mult respect la nivel mondial. Există competiții unde, atunci când intră echipa noastră, se face liniște în sală și suntem aplaudați la scenă deschisă. Adică, acolo unde luptă sportiv de la noi, se strâng cei mai mulți spectatori ca să urmărească meciurile noastre și, bineînțeles, că pentru mine este, ca să nu spun o mândrie, deși este cu siguranță o plăcere deosebită să-i văd așa cum vin să se uite la noi și să îi mai învățăm și noi pe alții, că prea ne-am obișnuit doar alții să ne învețe pe noi. Există vreo țară de care să ne temem sau pe care să o considerăm adversarul cel mai de temut? O, cu siguranță. Pe anumite categorii de greutate, pe anumite probe de concurs, repet, țările din fostul bloc sovietic sunt deosebit de puternice în sportul de luptă, și bineînțeles că și în sportul nostru, dar am văzut acum că și țări din Europa au început să devină foarte puternice, au importat antrenori din Dagestan, Cecenia, Ingușetia, îi plătesc cu sume foarte mari de bani și atunci, bineînțeles că și nivelul lor crește și deja la ultimele competiții am simțit, cum să spun eu așa, un nivel foarte, foarte ridicat al sportivilor din foarte multe țări. Deci da, avem concurență la nivel mondial, per total încă ne menținem în top. Uite, am o curiozitate de a întreba și pe ei în calitate de sportiv, care credeți că a fost cel mai de temut adversar la un moment dat, Yani? Cine a fost țara cu reprezentanții cei mai periculoși? Chiar acum, în acest an, am mers la o competiție în Italia și a fost campionatul european de MMA. În finală m-am întâlnit cu campionul Ucrainei la categoria grea. Eu aveam 89 de kg, 88 și când am ajuns acolo aveam undeva la 90. M-am bătut la plus. La plus, adversarul din final avea 105 kg. Mult mai greu. Și ăla a fost un adversar de temut, a fost foarte greu, foarte puternic. Acolo, în final, am pierdut-o, am ieșit vicecampion european de MMA, dar a fost un adversar foarte greu. Yamato? Și în cazul kilogramelor și în cazul luptei. Dar, ca să subliniez, la fel, un sportiv ucrainian. Deci, la fel, o țară din blocul ex-sovietic. Adică care are o istorie în ceea ce înseamnă sportul de contact. Fantastică, sigur că da. Yamato, pentru tine? Eu, de-a lungul carierei mele, am luptat cu foarte mulți sportivi buni. În schimb, mi-aduc aminte și trebuie să subliniez acest lucru, că am luptat la un campionat mondial de MMA sub egida Federației IMAF, care este cea mai puternică federație de MMA amator. Am luptat cu un sportiv de la celebrul Khabib Nurmagomedov de la sală, care cu un meci înainte de a lupta cu mine a rupt ușa de la cușcă cu adversarul lui. Și atunci când vezi asta, de-aia și frica așa puțin, pe mine nu m-a luat frica că... N-ai dat înapoi? Nu, mă sperii greu. Deci da, sunt tot un sportiv din Dagestan. Timon? Da, dar ca să și spunem, ai și câștigat meciul respectiv, pentru că ai spus că ai luptat, dar ai și câștigat meciul respectiv. Sublinează și acest aspect, te rog frumos. Am și câștigat, l-am bătut și pe sportivul lui Khabib, l-am bătut și pe un kazahstanez și asta e, ce să mai facem. I-am bătut, îi batem și să-i mai batem. Ăsta e spiritul. Timon, pentru tine? Păi, cum s-a luptat și Yani cu un ucrainean, a trebuit și eu să mă bag cu un ucrainean, tot la MMA. Și meciul a fost foarte greu, m-am rănit în timpul meciului, dar mi-au trecut, deci ok. Deci, ceea ce contează e că m-am distrat în acel meci luptându-mă cu cel mai greu adversar din toată cariera mea. Care mai are mult, să știi, mai ai foarte mult de muncă la cariera ta și abia așteptăm să te vedem cum crești. Domnul Zaharia, știu că la mijlocul acestui an ați avut și titulatura de profesor. Eu sunt profesorul tău, a fost o campanie la care ați participat cu drag. Încercați, prin prezența dumneavoastră și nu mai aveți nevoie de nicio prezentare, să măriți numărul simpatizanților și, bineînțeles, să crească cât se poate de mult această secție pe care dumneavoastră o reprezentați. Sigur, Federația Română de Kempo deja a depășit 8.000 de sportivi legitimați activi. Suntem în topul Ministerului Sportului și din acest punct de vedere al numărului de sportivi practicanți, dar eu mi-aș dori să fie 20.000 de practicanți de Kempo în România legitimați oficial, pentru că noi avem noi așa niște date care ar fi peste 20.000 de persoane care practică acest sport, dar legitimați oficial care intră în competiții sunt doar 8.000 și ceva. Și eu aș vrea să fie 20.000 de sportivi în competiții, pentru că în acel moment pepiniera fiind uriașă, gradul de dificultate în obținerea rezultatelor o să fie unul uriaș și cine va urca pe podium va fi cu adevărat senzațional. Și particip la tot felul de campanii. Eu nu stau deloc, cine mă cunoaște știe că eu de multe ori dorm la federație, am acolo un pat și acolo dorm, acolo mănânc. Lucrez continuu, creez tot felul de programe, particip la tot felul de programe și proiecte, pentru că, repet, îmi doresc ca numărul de sportivi ai Federației Române de Kempo să crească și atunci mă implic în absolut orice acțiune. Am o curiozitate, Ionuț, și trebuie să întrebăm, pentru că avem o familie alături de noi. Cum se sărbătorește 1 decembrie în familia Zaharia? Păi, după cum vedem, sărbătorim împreună cu Metropola TV 1 decembrie și ne face plăcere, ne simțim aici ca acasă. Aștept să plec de aici și să mănânc și eu de prânz, că n-am apucat, mă așteaptă soția mea cu masa pusă și... Ce să vă spun, suntem întotdeauna împreună la orice eveniment important, la orice eveniment important din viața noastră, din țara noastră, cum este și ziua de astăzi. Și ne bucurăm de fiecare moment când suntem împreună și mă bucur că aceste momente sunt foarte dese. Ce planuri aveți pentru seara aceasta, băieți? Ceva, o masă specială, cu specific românesc? Da, aici îi las pe ei să răspundă, că sunt alte planuri. A fiecare e împărțit într-o direcție, dar nu mâncați nimic? Ce se întâmplă? Păi mergem, mâncăm acum împreună și după diseară, stai seama, mergem fiecare pe căpăria lui. Am înțeles. Se sărbătorește românește? Asta, susaiul, tot. A, se sărbătorește românește. Zic bine, Yani? Normal, masa plină întotdeauna. E E frumos să simți atunci când ajungi acasă că e masa plină și poți să mănânci și să-ți alegi ce vrei tu de acolo. Se face o excepție pentru sportivi în masa de 1 decembrie? Exact, exact. Da, din cauza asta și precizat, și subliniat acest lucru. Da, se fac excepții, este o perioadă în care se mănâncă mai mult și o să vedem după Revelion consecințele și cum facem să ajungem în categoria care trebuie. Bun. Proba cântarului vine mai târziu. Da, aș reveni la domnul Zaharia și la activitatea pe care domnia sa o desfășoară la Federație. În urma rezultatelor extraordinare pe care dumneavoastră le-ați făcut și membrii familiei dumneavoastră, ați simțit că a crescut suportul de care beneficiați în dezvoltarea acestui sport pe care dumneavoastră doriți să îl duceți la rang de cinste, dacă îmi permiteți? Vin mai mulți oameni alături de dumneavoastră pentru că vă zbateți, realizați lucruri importante, câștigați campionate europene, mondiale, simțiți că sunteți, să spunem așa, aveți parte de acest suport de care aveți nevoie? Da, e o zi importantă pentru noi și n-aș vrea să intru în alte povești economico-financiare, să spun, dar eu personal sunt mulțumit. Alături de noi este și Ministerul Sportului și Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Avem oameni care ne iubesc și care ne sprijină din mai multe puncte de vedere. Este adevărat, nu la nivelul la care decurg cheltuielile Federației Române de Kempo, dar având în vedere numărul mare de sportivi, ceea ce înseamnă un număr mare de familii, pentru că fiecare sportiv are în spatele lui o familie și fiecare familie își susține copilul în practicarea unui sport și eu profit și de această ocazie, cum fac de fiecare dată și mulțumesc familiilor care și susțin copiii să practice un sport și inclusiv familiilor din cadrul Federației Române de Kempo. Și da, noi simțim că prin ceea ce noi facem, i-am determinat pe ceilalți să fie alături de noi. Sunt foarte mulți alături de noi și, repet, mi-aș dori să fie din ce în ce mai mulți. Și o să fie. Yamato, care ar fi cea mai dragă amintirea ta pe care, să zicem, ți-o amintești acum în momentul în care sub numele tău a defilat și tricolorul României? Cele mai frumoase amintiri ale mele sunt legate întotdeauna de familie. O amintire plăcută este când am fost cu tatăl meu pentru prima dată în Japonia când aveam 6 ani. Am făcut acolo niște antrenamente, tatăl meu a fost la un stagiu de pregătire. De fiecare dată când eu lupt și unul din frații mei stă în colțul meu, pentru că, din păcate, tatăl meu nu poate sta niciodată, aproape niciodată în colțul meu, din poziția lui de președinte al Federației Române de Kempo și președinte al Federației Internaționale, și atunci nu poate să stea în colțul meu și îmi pare rău, cum cred că și fraților mei le pare rău că tata nu poate să stea în colțul nostru, să ne ofere și cele mai bune indicații și energia aceea, să știi că e alături de el. Sunt convins că el fierbe de fiecare dată pe margine acolo când vede și că nu poate să fie alături de noi, să ne dea sfaturi și lucruri de genul ăsta, dar da, cele mai importante amintiri ale mele sunt legate de familie, de sport, iar vreau să-i mulțumesc tatălui meu pentru că cu ajutorul lui eu am ajuns cine sunt astăzi și cu ajutorul sportului din care eu provin, altfel eram un alt simplu om. Îți aduce aminte de vreun premiu special pe care tatăl tău ți l-a oferit după vreo victorie mare? Sau pur și simplu, așa cum spunea și domnia sa, copiii se alintă atunci când dorm? Nu încearcă să se alinte prea mult? Nu mi-a oferit personal niciun premiu. Cel mai important premiu este atunci când mă ia în brațe și asta este cel mai important premiu pe care mi-l poate oferi. Lucrurile materiale nu au importanță, nu ar avea ce să-mi ofere mai mult de atât. I-am oferit un premiu, Corect, am uitat, dar o să aduc el aminte acum. Da, dar n-a fost legat chiar de sport, însă a fost legat de ceea ce el a făcut într-un reality show, plecat 5 luni în Republica Dominicană și a plecat cu primul avion, s-a întors cu ultimul avion, adică a stat acolo 5 luni și a avut un comportament fantastic și la aeroport a fost așteptat atunci de vreo 150-200 de practicanți de Kempo care i-au scandat numele și atunci i-am dat o sabie de samurai pentru spiritul de luptător de care a dat dovadă în acea competiție, în acel reality show. Reality show care a fost cumva și o competiție, pentru că este foarte greu. Da, știm cu toții cât de aspre. Este foarte greu, da. Și atunci, da, am considerat și Ce să vă spun, că atunci nu exista emisiune să nu fie sute de oameni în fața televizoarelor din cadrul Federației de Kempo care urmăreau evoluțiile lui și ale lui Mirel Drăgan. Au fost împreună în acel reality show și, sigur, a fost, dacă mă gândesc bine, singurul premiu pe care l-am oferit în 26 de ani pentru o competiție sportivă. Timon, cum sărbătorești ziua de astăzi? Ești bucuros, presupun că e liber de la școală. Asta ar fi unul dintre motivele de bucurie. Bucuria lui, asta e clar. Nu prea am liber, că acum când ajung acasă trebuie să-mi scriu la biologie, la istorie, trebuie să-mi fac temele, la mate. Ai. Da. Ei lasă, sărbătoresc cu... ele. Da, ei sărbătoresc cu mâncare și eu sărbătoresc cu lecții. Păi foarte bine să faci asta, pentru că e foarte importantă și școala și știu că în familia Zaharia se pune accent și pe asta. Deci trebuie să fie acolo cu ambele la zi. Eu o să spună el, dacă îi dați voie, cam ce program infernal are el, dar chiar în această dimineață el vrea să mai doarmă 2 minute, așa zice, mai lasă-mă 2 minute să ducea mama lui, trezește, mai lasă-mă 2 minute, mai lasă-mă 2 minute. Și ea nu treceau 2 minute, s-a dus. Deci atunci mai lasă-mă, dacă nu poți 2 minute să mă lași, măcar 1 minut lasă-mă. Și cam așa se întâmplă, că muncește mult, efortul e mare, dimineața se trezește greu. Ai programul încărcat, Timon, să înțeleg. Foarte încărcat. Câte antrenamente faci? Fac 5 antrenamente pe săptămână. Ai luat exemplu de la frații tăi, te mai antrenezi și cu ei? Nu prea. Nu prea mă antrenez cu ei. Ei pot dormi mai mult, să înțeleg, la vârsta aceasta. Nu se întâlnesc. Au... Da. El învață după amiaza, dimineața are engleză, pian, japoneză. Mă plictisesc numai, adică eu obosesc numai să enumăr câte activități are el, dar el trebuie să le și facă. Spuneți mai devreme, domnul Zaharia, de competiția la care Yamato a fost prezent și știm foarte bine ce înseamnă condiția fizică, alimentația pentru un sportiv de genul acesta. V-a fost greu să-l readuceți pe Yamato la forma pe care dumneavoastră o doreați în momentul în care a revenit de acolo? Da, foarte greu a fost. Pentru că acolo, în prima fază, el prima lună a fost de departe numărul 1 în competiția respectivă, după care a contactat o bacterie din zonă și bacterie care l-a băgat efectiv în spital, la modul efectiv acolo, după care nu a refuzat să vină acasă, cei de acolo i-au spus mai bine te duci să te tratezi, el a zis eu nu abandonez, a refuzat să vină acasă, a continuat competiția încă 3 luni și jumătate semi-bolnav, să zic așa, și a avut un parcurs fantastic, dar este adevărat pe acel fond de slăbire, cu efortul de acolo, cu alimentația minimală, cu mișcările acelea bruște făcute cu niște greutăți, a avut și 2 hernii și, sigur, a fost destul de dificil să-l readucem la forma de dinainte a acelui concurs. Cine crede că astfel de concursuri sunt așa o poezie, să se gândească înainte de a pleca. Avea o completare de făcut, Yamato? Da, avem o completare separat de tot ce a zis tatăl meu și de schimbările biologice care se întâmplă în corp. Eu m-am dus într-o formă de Mister Olimpia și m-am întors într-o formă de chec. Adică eu am suferit o cădere psihică când am văzut cum am întors. N-am arătat așa în viața mea nici când m-am născut. Și da, a fost greu să revin în formă. Nu a fost chiar atât de greu pentru că, fiind un sportiv de atâția ani, corpul este deja obișnuit să-și intre rapid în metabolism, exact, să-și intre în... Funcționează memoria musculară, da, exact, rapid. Memoria musculară și atunci nu a fost chiar atât de greu, dar da, am avut o cădere psihică când am văzut forma mea fizică. Yani, ce obiective ai pentru anul care urmează? Ce visuri, poate? Să lupt la toate competițiile din calendarul sportiv de la Kempo, să câștig toate aceste competiții și dacă nu o să pot să câștig, să ajung pe cele mai înalte trepte ale podiumului. Și o urare, Yani, pentru românii de acasă? Lăudați-vă peste tot că sunteți români. Domnule Zaharia, și din partea dumneavoastră, vrem de la toți 4 să auzim. Da, toți ar trebui să ne mândrim cu faptul că suntem români, reprezentăm România. Până la urmă nu este ceva ce am ales noi, așa s-a întâmplat să fie, dar dacă tot ne-am născut aici, măcar să facem tot ce trebuie în așa fel încât numele acestei țări să fie vehiculat cât mai des și cât mai pozitiv la nivel mondial. La mulți ani, România! Timon, și din partea ta? Păi, să fiți mândri că sunteți români și să zâmbiți în orice faceți, ca să arătați că sunteți un român adevărat. și mami, mai lasă-mi 2 minute de somn dimineața. Eu îți urez poftă mare. Sau 1 minut, dacă nu poate 2. Yamato? Eu vreau să spun doar că nu ar trebui să fim români doar de 1 decembrie, să nu fim buni doar de Crăciun sau de Paște, să fim buni în fiecare zi, să ne simțim români în fiecare zi. Celor de parte de acasă vă urez un călduros la mulți ani, sunați-vă familiile, fiți alături, fiți împreună, mâncați pe apel video împreună și așa mai departe. La mulți ani România și multă sănătate tuturor. Aș vrea să completez, acesta este avantajul sportivilor. Noi suntem mândri că suntem români în orice moment. Mergem des la competiții și atunci ne bucurăm de acest sentiment întotdeauna și eu m-aș bucura dacă toți cei care ne urmăresc ar avea aceleași sentimente ca și noi. Așa să fie. Mulțumesc tare mult, dragilor, mulțumim că ați fost alături de noi. Ei bine, mai avem o scurtă povestioară înainte de ultimii noștri invitați. Nu știu cât de mulți dintre voi știți de primul român care a luat o medalie olimpică la Jocurile Olimpice. La o disciplină poate mai străină, și anume tir cu arma. Românul nostru Ionuț, să știi că avea și o problemă. Nu vedea foarte bine cu un ochi. Și ce s-a gândit? Tocmai ca să ia aurul, a inventat o metodă prin care poate schimba acest vizor pe care el se uită, astfel încât să-și folosească ambii ochi. A luat medalia olimpică, prima din istoria României, și a reușit să aibă și un brevet asupra invenției sale, deși sportiv și inventator. Ce părere ai? Da, Alice, într-adevăr, este vorba de Iosif Sârvu, care la Jocurile Olimpice de la Helsinki 1952 devenea astfel primul român medaliat și, într-adevăr, ceea ce reușise el cu acea armă a devenit brevetată în Statele Unite și a permis acelor candidați care au o problemă cu un ochi sau văd puțin mai slab cu un ochi să-și poată muta viziera astfel încât, bineînțeles, să aibă șanse egale cu ceilalți competitori. Da, mi s-a părut un lucru foarte complicat, a rămas în istorie cu acest aspect, se vorbește puțin cam rar despre el. Vorbim acum și despre invitații pe care îi avem din cadrul proiectului Invictus, pe care de fiecare dată îl prezint cu mare emoție și cu mare bucurie. Avem alături de noi pe Marian Ilie și pe, imediat, că sunt, din nou vă spun, cea mai mare emoție, Eugen Mănăilă alături de noi. Bine ați venit și vă mulțumim pentru ceea ce faceți pentru țara noastră. Vă mulțumim pentru invitație, la mulți ani. Cum? Marian, ești deja obișnuit al emisiunii noastre, da, ești astăzi în uniformă, vii direct de la paradă? Bineînțeles. Cum a fost evenimentul de astăzi, Marian? De fiecare dată foarte emoționant și chiar dacă vremea nu a fost în asentimentul nostru, de fiecare dată e minunat, pentru că e un sentiment înălțător să fii acolo lângă cei care își apără țara, lângă cei care și-ar da viața până la urmă pentru a te apăra pe tine. Domnule Mănăilă, ce înseamnă proiectul Invictus pentru dumneavoastră? O nouă șansă în normalizarea vieții, ținând cont de povestea mea un pic altfel. Am fost militar al unei unități de elită care s-a transformat în anul 2010 într-o unitate de forțe pentru operații speciale. Am fost în teatrul de operații în Afganistan în 2 misiuni, 2008 și 2010. În 2010 am fost rănit grav într-o misiune de cercetare și de luptă. Am avut piciorul drept sfârtecat până deasupra genunchiului, am avut 4 coaste rupte, ambii umeri afectați și mâna dreaptă ruptă. Am fost transportat, am fost operat de urgență chiar acolo în Afganistan, am fost transportat în Germania la Anstul, au urmat câteva operații de reconstrucție și după 1 an și ceva de zile de spitalizări succesive, a trebuit să încep încă o dată să învăț să merg, să iau primii pași, să faceți sport. Și să fac sport. Să fac sport pentru început a fost o mișcare de recuperare care încet, încet s-a transformat într-o zonă de sport de performanță. Și proiectul Invictus împlinește 8 ani, dacă nu greșesc. 2014 era anul în care a spus bazele acestui proiect, care s-a dovedit atât de iubit și atât de puternic îmbrățișat de către toată lumea. Pentru precizia evenimentelor, în 2014, prințul Harry din interiorul Casei Regale Britanice și el și-a satisfăcut stagiul militar tot prin Afganistan, a simțit nevoia de a recunoaște și a simțit că există o posibilitate ca militarii care au fost răniți în teatrele de operații pot trece succesiv, exact expresia lui este de la battlefield, sportfield, a fairfield, pentru o reluare anormalității vieții. Imediat în interior, la noi în țara noastră, un ofițer extrem de inimos, domnul colonel, acum Patrick Luca, și-a dat seama că armata României, prin sacrificiile ei și prin militarii răniți, trebuie neapărat să fie acolo, în aceeași galerie, cu toți militarii veterani ai reprezentanței armatelor NATO, și a făcut astfel încât a pus bazele primei ștafete a veteranilor. Atunci a alergat pe un singur traseu între București și Carei, împlinind acest final, chiar în data de aniversare a Zilei Armatei, pe data de 25 octombrie. De atunci se păstrează această ștafetă a veteranilor. Ulterior, prin o mișcare extrem de inimoasă a voluntarilor Invictus, ei fac parte nu neapărat din sistemul de armată al României, ci sunt foarte mulți civili care achesează cu ideea asta de sport dedicat unor momente istorice importante ale neamului românesc. Până la urmă, ce poate fi mai frumos decât atât? Și în 2015 am fost contactați câțiva dintre militarii răniți. Am avut onoarea să fiu printre primii în jurul cărora s-a structurat această echipă Invictus Team a României și am fost trimiși ca primii ambasadori la ediția din 2016 din Statele Unite, de la Orlando. Acolo am fost primiți cu brațele deschise și ulterior România a primit invitația oficială de a participa pentru prima oară la Jocurile Invictus de la Toronto, din Canada. De atunci suntem parte integrantă și ale acestor jocuri. Ele nu ar putea avea un caracter atipic, aș putea spune. Nu sunt nici jocuri paralimpice, nu sunt nici jocuri olimpice, sunt în aceeași categorie situate, dar au alt tip de încărcătură emoțională. Ar trebui să fie acolo ca să poți să înțelegi acest lucru. Care este sportul pe care dumneavoastră îl practicați? La ora actuală m-am regăsit în zona powerliftingului. În ultimii 3 ani sunt campion național al categoriei mele de vârstă și de greutate. Ridic greutăți. Am plecat de la o chestiune cu un spectru emoțional. Am impresia că ridic grijile de pe mine. În momentul în care îmi pic greutăți, scap de griji. Și presupun că după antrenament vă și simțiți mult mai bine. Da, există și o zonă de uzură și nu fac la ora, acum când vorbesc cu dumneavoastră, mai particip în competiții strict pentru a încerca să jalonez motivațional și pe alții. Sau inspirațional, că motivația fiecare trebuie să o găsească în interior. În sensul în care, indiferent cât de jos te pune viața într-o încercare, nu este final acolo. Și cuvântul imposibil de multe ori, ieșind din zona asta a șablonului, e doar în mintea omului. Putem face multe. Le putem face pe toate. Sunteți exemplul cel mai bun. Vă mulțumesc pentru... Să revenim puțin la Ziua Națională a României. Știu că tot în 2014 ați avut o campanie extraordinară prin care ați desenat o stea cu foarte mulți oameni plecând din diferite colțuri ale țării și ați ajuns chiar pe 1 decembrie la Alba Iulia într-un proiect care a fost primit cu brațele deschise. Vă mai aduceți aminte de acel moment? Eu personal nu am fost implicat atunci, eram încă într-un program de recuperare. La mine a fost de durată, zona medicală a fost de durată, interdicții cunosc despre el, dar nu am fost implicat direct. Marian, spune-mi ce înseamnă pentru voi, mai ales acum, de 1 decembrie, proiectul Invictus și cum ați sărbătorit astăzi? Știm foarte bine, tu vii direct de la paradă, dar cei de la Invictus din grupul jocului, ce au făcut astăzi? Atât eu cât și Eugen venim de la paradă, dar și ceilalți voluntari au sărbătorit ori făcând parte din blocul de paradă, adică am avut la DEVA, asociația Alert în DEVA, care a avut un pluton participant la defilarea de acolo, de la DEVA, și plutonul a fost deschis de voluntari Invictus, care au alergat la ștafeta veteranilor. Totodată avem voluntari care au urcat pe munte și au fluturat drapelul pe diferite vârfuri montane, oameni care au alergat la maratonul 1 decembrie din București sau la Eco Trail Ultra. Deci am sărbătorit tot prin sport și astăzi și bineînțeles că vom mai și alerga, fiind joi. Acest lucru se cumulează cu faptul că astăzi este și Ziua Națională, o zi cu dublă semnificație pentru noi. și vom alerga și, așa cum facem în fiecare joi, la ora 19, și în București, și în celelalte orașe din țară, dar și din afară. Voluntarii aleargă purtând tricoul Invictus sau fac orice alt sport, tot așa purtând tricoul Invictus. Spune-le celor de acasă și locul de întâlnire, pentru că nu se știe niciodată cine vi se alătură. În București ne întâlnim în Parcul Carol, în fața Monumentului Stașului Necunoscut. Și în celelalte orașe găsiți pe Facebook, pe pagina Invictus România, evenimentul nostru Alergă cu Invictus Joi, unde sunt specificate toate locațiile din țară unde se face această alergare. Pentru Invictus, ultima competiție a fost la Haga, din punct de vedere sportiv, domnul Mănăilă. Ce va urma în noul an? Vor mai fi astfel de momente în care, din punct de vedere sportiv, militarii să participe? Da, urmează la anul Jocurile Invictus de la Düsseldorf, din Germania, unde se regăsesc și discipline sportive în plus, spre exemplu tenisul de masă este introdus și cred că imediat după această lună în care camarazii mei răsuflă un pic ușurați, din ianuarie intră tare în forjă, cum se zice, în sport, prin cantonamente și printr-o dăruire totală. Ceea ce au făcut și au demonstrat ca simbol de securitate în exterior este aceeași seriozitate și în interiorul echipei. Cum stăm cu medaliile? Că știu că tu ești de fiecare dată pus la punct. Au crescut anul acesta la jocurile de la Haga. Nu trebuie să le menționăm chiar pe toate, ci pur și simplu așa, ca număr, ca discipline. De fiecare dată creștem, pentru că, așa cum spunea și pe Eugen mai devreme, aceste jocuri Invictus nu sunt jocuri olimpice, nu sunt nici jocuri paralimpice, pentru că nu sunt despre a câștiga medalii. Noi câștigăm ceva mult mai important decât medalii. Noi câștigăm o luptă cu noi înșine. Și prin faptul că câștigăm această luptă, îi motivăm și pe ceilalți să facă acest lucru. Am fost mai devreme, luna aceasta, premiați la o gală pentru sustenabilitate. Și acolo spuneam, în numele tuturor voluntarilor, că Invictus este un spirit ce ar trebui să caracterizeze toți românii, indiferent că sunt militari, civili, indiferent de domeniul în care activează, chiar dacă sunt și copii inclusiv, pentru că vorbeam și de energie verde. Nu putem face totul cu energie verde dacă nu suntem caracterizați de acest spirit Invictus. Pentru că întotdeauna, indiferent ce vom face, vom întâlni anumite bariere peste care trebuie să trecem. Iar militarii răniți, luptătorii răniți în teatrele de operații, sunt exemplele noastre vii că se poate trece peste orice barieră pe care o întâlnim în cale. Eu îți mărturisesc, Alice, că sunt impresionat de uniforma pe care Marian o are. Îmi place atât de mult și da, îmi prinde superb, atât de bine. Este. Rar mi-a fost dat să văd că o astfel de uniformă stă atât de bine pe cineva și îți mărturisesc sincer că sunt puțin invidios pe felul în care ai ales să te prezinți astăzi în fața noastră și în fața românilor până la urmă. Eu sunt și vicepreședintele Asociației de Voluntari și cumva mă simt, 50% mă simt bine că am venit în uniformă și 50% nu mă simt bine pentru că am venit în uniformă. Pentru că voluntarii noștri nu sunt doar militari, mare parte dintre ei sunt și civili. Și făcând apel și la istorie, putem observa că armata n-a reușit niciodată singură. De fiecare dată, în echipă, am reușit să învingem orice. La fel și cu proiectul Invictus. Dacă partea civilă nu venea alături de noi și o face în continuare, dacă nu vine în continuare alături de noi, nu vom reuși să facem aproape nimic. Într-adevăr, în interiorul Ministerului Apărării Naționale avem sprijinul necesar, dar suntem foarte puțini în comparație cu toți ceilalți civili care ne sunt alături. Și datorită lor reușim să strângem și fondurile necesare pentru a achiziționa echipamentele de care luptătorii răniți în teatrele de operații au nevoie pentru a participa la aceste jocuri Invictus și totodată reușim să organizăm și evenimente pe care, cum l-a menționat eu cel mai devreme, ștafeta veteranilor. Foarte mare succes. Da. Îți mulțumim tare mult, Marian, timpul este tare limitat. Domnule Mănăilă, vă rog o urare pentru românii de acasă. Aș vrea să ies un pic din latura aceea tradițională și să spun așa, haideți să ne comportăm în fiecare zi față de cei din jurul nostru așa cum ne-ar place să fim noi tratați. Este un lucru foarte frumos. Marian, îți mulțumim tare mult, sper să mai vii pe la noi cu aceeași emoție pe care o am de fiecare dată. Să urăm la mulți ani României! La mulți ani! La mulți ani! Aceasta a fost ediția specială de astăzi, Ionuț. S-a terminat foarte repede și cu tare multă emoție. Pe această cale nu pot să spun decât, dragi români, zâmbiți și fiți fericiți! La mulți ani încă o dată români, la mulți ani România! Rămâneți cu Metropola TV!